Doamnelor și domnilor, bună seara și bine ați venit la spectacolul pe care colectivul artistic al Operei Naționale din București, condus de Daniel Jinga, îl susține la Suceava în cadrul celei de-a doua ediție a festivalului Ciprian Porumbescu. Este o ocazie excepțională și în același timp specială, deopotrivă emoționantă, deoarece anul acesta România sărbătorește anul memorial Ciprian Porumbescu și reușește în felul acesta să realizeze o restituție in integrum a imaginii unui simbol cultural național, căruia îi datorăm primii pași ai dezvoltării muzicii culte pe teritoriul țării noastre. Pământul pe care ne aflăm acum, această minunată Bucovină, a zămislit foarte multe spirite și personalități care ne-au marcat parcursul național și care ne definesc din punct de vedere identitar. Mă aflu în fața dumneavoastră, sunt Vlad Rădescu, actor, și în seara aceasta voi încerca să fiu, așa cum se zice, povestitorul unui spectacol dedicat unui personaj care mi-a marcat încă de timpuriu destinul artistic. Așadar să începem cu tradiționalul "A fost odată ca niciodată". A fost odată ca niciodată un tânăr hăruit de Dumnezeu cu talent și dragoste de țară, un tânăr chipeș cu putere de muncă și spirit creator, cu dorința de a păstra și valorifica tradițiile și muzica locului în care s-a născut. Le-a distilat prin știința și prin educația sa aleasă. Arderea sa a fost atât de profundă încât anii petrecuți pe acest pământ au fost nedrept de puțini. Nu vom ști niciodată cum ar fi arătat compozițiile sale realizate la perioada maturității. Dacă ar mai fi trăit încă 40 de ani, să fi ajuns la vârsta mea de azi, dar cine știe. Știm însă că în cei 29 de ani a reușit să devină un pionier, un deschizător de drumuri și să lase neamului românesc creații remarcabile, creații iconice. Doamnelor și domnilor, distinși invitați, în seara aceasta ne-am întâlnit cu toții pentru a celebra viața și contribuțiile extraordinare ale lui Ciprian Porumbescu, iertați-mi emoția, unul dintre cei mai apreciați compozitori români. S-a născut pe 14 octombrie 1853 în Șipotele Sucevei și a lăsat o amprentă inconfundabilă asupra lumii muzicale și asupra lumii muzicii. Compozițiile sale sunt cunoscute pentru melodiile atât de bogate, pentru adâncimea emoțională, capturând esența culturii românești. Pe măsură ce ne adâncim în viața lui Ciprian Porumbescu, este însă esențial să evidențiem educația sa excepțională. A urmat conservatorul, a studiat la Cernăuți, la Viena, cu mari muzicieni, a fost îndrumat de unii dintre cei mai mari maestri muzicali ai timpului său. Aici, acolo, Porumbescu și-a perfecționat abilitățile de compozitor, imersându-se în lumea muzicii clasice. Angajamentul său față de meseria sa, vocația pe care n-a obosit niciodată să și-o susțină, dedicarea neobosită studiilor, au pus bazele succeselor sale viitoare. Compozițiile lui Ciprian Porumbescu îmbină cu ușurință elemente ale muzicii populare românești cu structuri clasice, creând un stil distinct și captivant. Una dintre cele mai renumite lucrări ale sale este faimoasa, sunt sigur că o știți, că ați auzit-o nouă singură dată și v-a emoționat, faimoasa baladă pentru vioară și orchestră.
Această piesă evidențiază talentul său excepțional de a crea melodii frumoase care evocă emoții profunde în ascultător. Muzica lui Porumbescu este o adevărată reflecție a spiritului românesc, capturând bogata moștenire muzicală a țării. Astăzi seară vom începe spectacolul nostru cu una dintre cele mai importante și, dacă nu, cea mai emoționantă lucrare a sa. Lucrarea va prinde acum viață prin glasul viorii Anei Ungureanu, concert maestrul acestei minunate seri, și alături de dânsa îl invit în scenă pe managerul Operei Naționale București, Daniel Jinga.
muzică din secolul 19, filme din secolul 20, tehnologie din secolul 21 și niște minunați și talentați muzicieni ai operei naționale din București în secolul nostru. Spuneam despre Ciprian Porumbescu că a fost un deschizător de drumuri. Lui datorăm așadar și realizarea primei operete românești, Crai Nou. Lucrarea este realizată pe un libret scris și dăruit lui Ciprian Porumbescu de nimeni altul decât de Vasile Alexandrii și conține în creuzetul său stilistic și muzical teme populare românești, vals vienez, marșuri originale și arii, să vă ajut? Și arii ce au trecut proba timpului, impunându-se în conștiința muzicală națională. Acțiunea începe într-un codru imaginar, unde altundeva decât în Bucovina, unde tinerii satului s-au adunat pentru a invoca prin cânt Craiul Nou, Luna Nouă, zeul străbun și păgân al dragostei. Povestea este țesută în jurul a două cupluri ce, ai idomatematicilor europene similare, trăiesc povești de dragoste imposibilă. Cele două cupluri sunt Dochița și Bujor și Anica cu Leonaș. Dochița este întristată de plecarea la oaste în cătănie a tânărului Bujor. Intervine aici în poveste tema cătăniei, ce a inspirat nenumărate creații populare și culte românești. Cu siguranță, Crai Nou este o operetă sublimă compusă de compozitorul român Ciprian Porumbescu. Această piesă a fost scrisă, după cum vă spuneam, în secolul al XIX-lea și este încă sărbătorită ca unul dintre cele mai bune exemple ale culturii muzicale românești.
Dragul meu, pe 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 d
Let's go.
Oh,
Thank you.
ei suflet veselit, e ca cerul de senin, că prioară sprintenioară, păsărică frumușică, glasul ei zburător, pasul ei încântător, glasul ei zburător, pasul ei încântător. Cine o vede prin pădure, cu ochișori ca două mure, o privește o fundător și-o urmează n-ar-i-ai dor. O privește o fundător și-o urmează n-ar-i-ai dor. Dar ea trece pe potecă, câte mese fără frică, și pe plaia trăiește ca în rai. Și pe munte, și pe plaia trăiește ca în rai. Ha 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 ha!
prindeți și legați. Nu încercați a mă atinge, neclintiți să stați pe loc, căci mânia te va învinge, jur că dau fără milă foc. Ciprian Porumbescu a fost un compozitor remarcabil, dar pe lângă asta a fost și un interpret desăvârșit și un influent educator muzical.
El credea cu tărie în puterea muzicii de a modela mințile tinere și s-a dedicat instruirii următoarei generații de muzicieni. Pasiunea sa pentru educație l-a condus să înființeze școli și orchestre de muzică, lăsând o amprentă durabilă asupra peisajului cultural al României, care era abia atunci în formare. Devotamentul său față de cultivarea talentului continuă să inspire muzicieni aspiranți și în ziua de astăzi. Dar pe măsură ce sărbătorim viața și opera lui Ciprian, trebuie să recunoaștem și importanța compozițiilor sale în contextul mai larg al muzicii românești. Lucrările sale au jucat un rol vital în conturarea identității naționale și în promovarea mândriei culturale românești. Muzica lui Porumbescu a rezonat cu audiențele nu doar în România, ci și în întreaga lume. Lucrările lui au intrat în programele universităților de profil. Compozițiile sale au fost interpretate în săli de concert prestigioase, fermecând ascultătorii prin melodiile lor emoționante și emoționale adânci. Iată că spre finalul serii noastre ne amintim de Ciprian Porumbescu ca de un compozitor vizionar, un educator pasionat și un adevărat icon cultural românesc. Muzica sa continuă să ne atingă inimile, amintindu-ne de puterea artei de a depăși granițele și de a uni oameni. În această seară aducem un omagiu moștenirii sale remarcabile, asigurându-ne că numele său și muzica sa vor trăi pentru generații viitoare. Ciprian Porumbescu, forever! Vă mulțumim că ne-ați însoțit în această călătorie prin viața și creațiile lui Ciprian Porumbescu și, în final, vă dăruim în numele Orchestrei Operei Naționale Române din București și în numele maestrului Daniel Jinga, Rapsodia Română de Ciprian Porumbescu. Doamnelor și domnilor, am preferat să nu vorbesc în această seară, pentru că mult mai bine decât mine a vorbit actorul Vlad Rădescu, pe care toți îl știm și îl aplaudăm. Pentru felul în care a interpretat atât de frumos un rol atât de greu, rolul lui Ciprian Porumbescu. Vreau să vă spun totuși, înainte de a începe să dirijez și să cântăm următoarea lucrare, că această rapsodie română a lui Ciprian Porumbescu este în prima audiție cântată de către noi. Este o rapsodie foarte puțin cântată, de fapt există un paradox în cultura românească. Cea mai cunoscută rapsodie este cea a lui George Enescu și cea mai cunoscută baladă este cea a lui Ciprian Porumbescu. Astăzi noi v-am cântat și balada, dar o să vă cântăm și această lucrare care cel puțin pe noi ne-a impresionat și sunt convins că și pe dumneavoastră și asupra noastră o să aibă același efect. Și ea ne demonstrează că fără Ciprian Porumbescu nu ar fi putut exista George Enescu, pentru că ea va face, și vă rog să aplaudați această idee și să fiți conștienți de ea, pentru că ea face o deschidere de drumuri pe care mai departe au mers mari compozitori români. Mai mult nu spun, o să mai spun câteva cuvinte la final, pentru că vreau să mulțumesc unor persoane total speciale care au făcut posibil această sărbătoare și mai ales au făcut posibil ca anul acesta să-l sărbătorim pe Ciprian Porumbescu în întreaga țară, așa cum trebuie. Mulțumesc!
V-am spus că este foarte frumoasă. Aș vrea să-mi dați voie să-i mulțumesc domnului Bogdan Gheorghiu, fostul ministru al culturii, pentru o inițiativă, pentru faptul că m-a susținut, și să-i mulțumesc și Ian Romașcanu, actualul ministru al culturii, pentru că ne-a finanțat și a preluat acest proiect. Și să vă spun că sunt foarte fericit că acest proiect a avut loc fără să țină cont de culoare politică, ci doar de o asemenea personalitate puternică. Și să vă felicit că sunteți o zonă atât de unită și că ați dat țării anul acesta, anul Ciprian Porumbescu. Pentru asta dați-mi voie să-l invit pe scenă pe domnul Barbă, vicepreședintele Consiliului Județean, pentru a ne spune câteva cuvinte și pentru a-i mulțumi și domniei sale, pentru că un asemenea demers, un asemenea vis, nu se realizează fără eforturi. Opera Națională Română București, în cetatea de scaun a Sucevei. Un eveniment cu totul și cu totul deosebit. Mulțumesc, Daniel Jinga, mulțumesc, mulțumim, dragi artiști. Cetatea de scaun a Sucevei, care n-a fost cucerită niciodată, se lasă din când în când înconjurată de muzică adevărată. Este un moment cu totul remarcabil în anul Ciprian Porumbescu. Ce am dorit să ofer maestrului Jinga este crai nou, o lucrare completă, sunt partiturile, știmile complete, cele la care inclusiv maestrul a lucrat în anii din urmă. Este o lucrare de cercetare care a fost finalizată anul trecut la prima ediție a Festivalului Internațional Ciprian Porumbescu. De astăzi înainte, acest document va rămâne la Opera Națională Română din București și asta este făcută inclusiv după ce dumneavoastră ați dirijat ultima variantă a operetei Crai Nou. Vă mulțumesc! În continuare, dacă mi-este permis, aș vrea să ofer aceeași lucrare unei persoane deosebite care se află în public în acest moment, strănepoata lui Ciprian Porumbescu, pentru a se afla acest document, această capodoperă porumbesciană în arhiva familiei și care arhiva familiei la un moment dat se va contopi cu toate arhivele importante din țară. Această lucrare a însemnat o lucrare de cercetare în care cei care au cercetat au făcut apel inclusiv la Arhiva Familiei și vreau să mulțumesc în mod deosebit. Trebuie să spun că așa o festivitate îndelungată și plină de evenimente în Suceava, la Stupca, până la Cernăuți, la Boian, nu mi-am închipuit că se poate organiza. Și mulțumesc domnului Barbă în mod deosebit, care de ani de zile o pregătește și care a reușit să o ducă așa la bun sfârșit. Și doresc să mai organizeze asemenea festivități pentru Ciprian. Vă mulțumesc! Acesta este doar primul an Ciprian Porumbescu, pentru că proiectele demarează, au demarat, se amplifică, se dezvoltă mai departe, de asta domnul Bogdan Gheorghiu trebuie să știe, cel care a pus umărul decisiv la a fi adoptat în Parlamentul României anul Ciprian Porumbescu, că acesta este primul an Ciprian Porumbescu.
Și aș mai dori să, dacă îmi permiteți, să fac o remarcă, pentru că am văzut pe maestru Vlad Rădescu aici, cel care a interpretat într-un mod cu totul și cu totul deosebit rolul lui Ciprian. Și pentru că unul dintre momentele cele mai importante și mai emoționante din film a fost acela de la Putna, aș vrea să vă ofer un album, maestre, cu Putna. Și vreau să vă mulțumesc pentru că alaltă ieri la Stupca, atunci când ați fost evidențiat, decorat de arhiepiscopie, ați purtat ia bucovineană. Mulțumesc tare mult! Cu drag. În această perioadă, maestru este în ceea ce noi am organizat caravana filmului Ciprian Porumbescu. Și de la 1 iunie și până către sfârșitul iunie vom fi peste tot în județ, Vatra Dornei, Câmpul Lungura, Humorului, Fălticeni, Rădăuți, Siret, Suceava, de mai multe ori, în așa fel încât această caravană, Ciprian Porumbescu, să ajungă la toți sucevenii, la toți bucovinenii, pentru că Ciprian Porumbescu, despre Ciprian Porumbescu trebuie să vorbim mereu și să ajungă în cele mai îndepărtate colțuri ale Bucovinei și ale județului. Mă este mulțumim tare mult. Să știți că nu este un lucru foarte ușor și ce este interesant că la fiecare vizionare, atunci când se întâlnește cu publicul, l-am văzut extrem de emoționat. E un lucru extraordinar, ca la fiecare spectacol, la fiecare prezentare, să vedem atâta emoție. Să vă văd și eu pe dumneavoastră peste 50 de ani. Mulțumesc frumos! Și acum, pe lângă aplauzele dumneavoastră, dați-mi voie să ofer acestor minunați artiști, maestru Daniel Jinga, un simbolic coș cu flori. Aplauzele noastre pentru acești minunați artiști. Mulțumesc, maestre! Și dacă pentru Vlad Rădescu, cred că nu se mai pune problema că se va mai întoarce la București după acest eveniment, vreau să vă gândiți la acest lucru, că la un moment dat veți rămâne și dumneavoastră aici, în Bucovina. Mulțumesc, eu simt că am o datorie morală să vă rog să-i aplaudați și pe colegii noștri din Chișinău și din Iași, care se află alături de noi pe scenă, pentru că Opera Națională București a avut în acest proiect și pe ei alături de noi. Și încă o dată soliștii Operetei Crainou. Cu asta ne luăm la revedere. Și vă mulțumim încă o dată pentru seara minunată pe care am petrecut-o împreună.